Natalia Gavrilița este persoana înaintată de președintele Maia Sandu la funcția de premier. Aceasta are la dispoziție 15 zile pentru a prezenta componența cabinetului de miniștri și a primi susținerea Parlamentului. Gavrilița are o relație apropiată cu șeful statului, fiind numită în funcția de secretar de stat al Ministerului Educației în perioada când funcția de ministru aparținea actualului președinte, dar și ministru al finanțelor în guvernul Sandu. Deși a înaintat-o pe Gavrilița, Maia Sandu a declarat că în continuare consideră că alegerile parlamentare anticipate reprezintă singura soluție de scoatere a țării din impasul politic în care se află, ceea ce ar însemna că președintele nu își dorește ca guvernul propus de premierul desemnat de ea să treacă de votul Parlamentului. Cu toate acestea, șeful statului a menționat că i-a oferit și anumite sarcini premierului desemnat. I-am dat doamnei Gavrilița sarcina să creeze echipa guvernamentală și să pregătească un program de guvernare axat pe dezvoltarea economică și pe curățarea instituțiilor statului de corupție. Natalia Gavrilița s-a declarat onorată că a fost desemnată în calitate de candidat la poziția de prim-ministru și a promis că va veni în fața poporului cu o echipă și un program care pot să scoată țara din criză și să apere interesele cetățenilor. La doar câteva minute după anunțul Maiei Sandu au început să apară primele reacții. Liderul socialiștilor Igor Dodon a declarat că formațiunea pe care o conduce va lua decizia dacă să susțină sau nu candidatura Nataliei Gavrilița în cadrul ședinței Consiliului Republican al PSRM și că Parlamentul ar putea să pună la vot cabinetul de miniștri înaintat de aceasta în cadrul ședinței de săptămâna viitoare. Iar fracțiunea PAS a anunțat într-o postare că nu va vota niciun guvern înaintat în acest legislativ, fiindcă numai așa se vor putea declanșa alegeri anticipate pe care le așteaptă oamenii. Asta deși Natalia Gavrilița este vicepreședintele formațiunii. Pavel Filip a anunțat că PDM are nevoie de o discuție cu șeful statului și cu premierul desemnat pentru a decide ce va face. Și deputatul partidului Platforma Da, Alexandru Slusăr, a fost puțin mai rezervat. Din câte eu am înțeles, această propunere este una formală, dacă eu corect am înțeles ceea ce a spus doamna președinte, și probabil și abordarea noastră o să fie respectivă. Dar decizia va fi luată de biroul politic. Platforma parlamentară pentru Moldova și Partidul Șor au declarat că se vor întruni într-o ședință pentru a decide poziția sa față de această candidatură. Nu înainte însă de a afla viziunile premierului desemnat în privința celor mai stringente probleme cu care se confruntă cetățenii Republicii Moldova, precum pandemia de COVID-19 și necesitatea urgentă pentru a asigura cetățenii cu vaccin, criza economică tot mai profundă sau necesitatea majorării pensiilor și a prestațiilor sociale pentru cetățenii cu venituri mici. Natalia Gavrilița este de profesie jurist specializată în drept internațional și a făcut studiile la Universitatea de Stat din Moldova și la Harvard. Până în 2006 a activat în calitate de consultant la Banca Mondială și la Comisia Europeană. În perioada 2007-2008 a ocupat funcția de șef al Departamentului pentru Politici și Dezvoltare Macroeconomică în cadrul Ministerului Economiei, condus pe atunci de Igor Dodon. Ulterior a mai activat în calitate de secretar de stat la Ministerul Educației în perioada când în fruntea instituției se afla actualul președinte și a fost ministrul finanțelor în 2019 în cabinetul Sandu. Republica Moldova a rămas fără un guvern funcțional în data de 23 decembrie 2020, cu doar o zi înainte de investirea Maiei Sandu în funcția de președinte. Decizia a fost criticată de noul șef al statului, care i-a cerut lui Chicu să asigure interimatul funcției, însă acesta a refuzat și a declarat că părăsește fotoliul în ultima zi a anului 2020. În data de 1 ianuarie 2021, Maia Sandu l-a numit premier interimar pe ministrul de externe Aureliu Ciocoi. Toată lumea se aștepta ca în scurt timp președintele să numească o candidatură la funcția de prim-ministru, însă șeful statului a ezitat să-și îndeplinească obligațiunile constituționale în speranța că va găsi o lacună în legislație care să-i permită să provoace declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Curtea Constituțională a emis un verdict care spune clar că legislativul nu se poate autodizolva, așa că Maia Sandu a fost presată de majoritatea deputaților, dar și de opinia publică, să înainteze un premier până în data de 1 februarie.